Alleluia. Pace. Am zis de pace cu tot frate. Mare bună!
aducem închinare. Dumnezeu puternic și sfânt, te aducem slavă și onoare. Căci tu ai spus, eu sunt acel ce sunt. Să spunem și cu vocile în această seară, binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Dacă cântam numele Domnului, să fie înălțat și binecuvântat în această seară, în mijlocul nostru. Doresc să ne alăturăm psalmistului David, care spune în psalmul 108, gata mi este inima să cânte Dumnezeule, voi cânta, voi suna din instrumentele mele, aceasta este slava mea. Deșteptați-vă alăute și harpă, mă voi trezi în zor de zi, te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri, căci mare este bunătatea ta și se înalță mai presus de ceruri, iar credincioșia ta până la nori, slăvit să fie Domnul. Știa David prea bine ce înseamnă să provoace instrumentele, să provoace cântăreții, să laude pe Dumnezeu, căci vrednic este Domnul de laudă, slăvit să-i fie numele. Haideți în rugăciunea aceasta de început să-i mulțumim și să lăudăm pe Dumnezeu, Cel care ne-a făcut har în această seară, ne-a dat sănătate, putere, a îndemnat Duhul nostru ca să vină în prezența lui Dumnezeu aici la închinare în casa Domnului. Cu toți împreună mulțumim Domnului. Amin. Venim să-ți mulțumim, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Seara aceasta și timpul acesta de părtășie înainte ta dorim, Doamne Dumnezeule, să-ți mulțumim, să-ți binecuvântăm numele. E un har deosebit pe care l-ai dat fiecare dintre noi și această seară să putem să ne închinăm, să-ți mulțumim, să putem să-ți aducem cântări de laudă la adresa Domnului tău. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru imaginea aceasta frumoasă. Întregi adunări, cu mic, cu mare, cu copii, cu tineri, cu bătrâni, cu toți împreună să putem să binecuvântăm numele tău cel sfânt. Îți mulțumim din toată inima, îți mulțumim, o Dumnezeu nostru bun și mare. Închinăm, îți aducem glorie și onoare ție, acela care ne-ai binecuvântat și în această seară.
Cu bunătatea ta cea mare ne-ai dat și astăzi atâtea binecuvântări. Ai dat fiecăruia dintre noi, Doamne Dumnezeu, bucuria aceasta a întâlnirii cu Tine, a părtășiilor cerești aici în casa Ta de rugăciune. În har deosebit, îți mulțumim pentru aceasta. Mulțumim pentru cei, Doamne Dumnezeu, care vin să laude numele Tău. Cei, Doamne Dumnezeu, care ridică mâini curate înainte Ta. O, ce bucurie nespusă! O, ce har deosebit! Să știm înainte Ta, Doamne Dumnezeu, seara aceasta este sub binecuvântarea privirilor Tale. Mă rog, Doamne Dumnezeu, pentru fiecare în parte care a venit în locul acesta, Doamne Dumnezeu. Și ne rugăm, Tatăl Bun și Sfânt din cerul, acela care Dumnezeu și-a binecuvântat și astăzi, fiecare inimă în parte, Doamne Dumnezeu, dorința pe care avem, ca ori de câte ori pășim în locul acesta, închinarea noastră, dăruirea glasului nostru și a puterii noastre, Doamne Dumnezeu, să fie spre lauda numelui Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru aceasta. Știm în adevăr că Tu ești Dumnezeu care nu-L lași niciodată. Întotdeauna prezent la închinare, prezent atunci când, Doamne Dumnezeu, le aducem trupurile noastre, dar și închinarea noastră înaintea Ta. Măriță-ți fie numele și binecuvântat să fie în veci de veci. Glorie ție. Amin. Așa cum stăm ridicați pe picioare, dorim să chemăm binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare suflet, peste întreagă lucrare din această seară de aici, din casă de rugăciune lui Dumnezeu. Deja ne simțim binecuvântați de Domnul prin prezența Duhului Sfânt în mijlocul nostru și doresc împreună și cu copilașii și cu părinții și cu bunicii să ne rugăm înainte de Dumnezeu rugăciunea Tatăl nostru și cred că așa cum cerem în această rugăciune, dorim precum în cer să fie și în această seară aici în casă de rugăciune Gosen. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare suflet și nu cred că este altceva, bucuria cerească să fie în această seară și în locul acesta. Amin? Haideți să ne închinăm Domnului. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Tinerii ne mai conduc într-o cântare în minutele următoare. Doresc să vă spun bun venit la toți frații și surorile, prieteni dragi, care în această seară sunteți împreună cu noi la închinare. Ne bucurăm să fim într-un număr așa de frumos, cu toții la părtășie
și nu putem spune decât lăudat să fie Domnul. Amin. Mulțumim fratului Marcel Codreanu care a răspuns invitației noastre să fie în această seară împreună cu noi să ne slujească prin cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Fratele Vali, fratele Beni sunt împreună cu noi în această seară. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dorim să avem o părtășie sfântă în cântare, în cuvântul lui Dumnezeu, în rugăciune și Domnul să fie binecuvântat în toate. Amin. Tinerii, spuneam, laudă pe Domnul dintr-o cântare. În urma tinerilor, sora Lucia se pregătește și ea să laude pe Domnul cu o cântare. Orchestra laudă pe Domnul. În urma orchestrei, fratele Vali aduce o cântare de laudă înaintea Domnului, apoi fratele Beni împreună cu tinerii și Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Se visuiesc pe înțelepciunea lor și mulți se visuiesc pe puterea lor. Dar noi ne visuim, dar noi ne visuim, dar noi ne visuim pe puterea Maridin, maridin,
pe malurile râului stătea pomul vieții, rodit sub braza soarelui în mijlocul cetății. Acolo noapte nu va fi, în ce va fi numai lumină, căci Dumnezeu a împărățit cu cei ce pregătită, căci veți intra atunci pe port la masa cea de siclă. Și Duhul și Mireasa zi o vină, Doamne Iisuse,
Domnul. Vreau să-L laud pe Domnul cu o cântare veche. Cântarea spune în felul următor: cât de măreț e Dumnezeu. Dacă o cunoașteți, vă rog să lăudați pe Domnul împreună cu mine. Cântarea a fost compusă de către Costache Ioanid, unul dintre cei mai mari poeți ai noștri creștini pe care am avut, un om cu o sensibilitate deosebită, și versurile cântării vorbesc așa de frumos despre măreția lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu, despre slava lui Dumnezeu, despre felul în care în smerenie îngerii și întreaga natură se pleacă înaintea lui Dumnezeu. Și poetul cântării încheie așa de frumos și spune: și în fața slavei sclipitoare, în ceasul lumii cel mai greu, când cei ce au dat pe sfinți la fiară vedea vor forța creatoare, eu voi șopti cu adorare, e Tatăl meu. Cântarea aceasta este, pe de-o parte, despre măreția lui Dumnezeu și, pe de altă parte, despre cât de copleșiți ar trebui să fim noi. Să știm că noi, ăștia mici, o mână de țărână, un fum, un abur, care astăzi este și mâine nu mai este, suntem copiii celui atotputernic, slăvit să fie numele Domnului. De aceea zice poetul așa de frumos: eu voi șopti cu adorare, e Tatăl meu, că noi n-avem merit. A Lui este tot meritul, glorie Lui. Domn major. Cât de măreț e Dumnezeu, văd marea cu tălazul grele, mă-nalț pe munții de bazal și-n zboară gândul printre stele, tot mai înalt. Ce împărat își duce oștirea spre un gigantic apogeu? Acel ce-a pus în goluri firea, acel ce-a scris-or cu imenirea, mai mult decât nemărginirea, e Tatăl meu. La tronul alb se strâng sfielnic voivozi de foc din empireu, și heruvimii vin cu cernic slăvind eternul vistiernic. Și acest Stăpân atotputernic e Tatăl meu. Și cât de bun e Dumnezeu, chiar dacă stelele bătrâne, tot au vreme când se aștern, dar cine în Iisus rămâne, i-un fiu etern. Și-n fața slavei sclipitoare, în ceasul lumii cel mai greu, când cei ce-au dat pe sfinți la fiară vedea vor forța creatoare, eu voi șopti cu adorare, e Tatăl meu. Amin.
Sora Lavinia laudă și ea pe Domnul cu o cântare, în urmă din nou orchestra să pregătesc și ea să mai aducă o cântare de laudă, iar apoi fratele Vali doresc să ne aducă câteva gânduri în această seară și Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Tu ești Cel ce ai fost în veșnicii, Tu ești Cel ce în veci va domni. Numai Tu ești al meu Creator, numai Tu ești pe veci Mântuitor. Tu ești Cel ce pe mare a umblat, Tu ești Cel ce din morți a înviat. Numai Tu ești așa de minunat, numai Tu ești mereu neschimbat. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Numele Tău e înălțat și orice națiune și în veci gloria Ta. Numele Tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara acum și în veci gloria Ta. Tu ești ce ai fost în veșnicii, Tu ești așa de minunat, numai Tu ești mereu neschimbat. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Numele Tău e înălțat și orice națiune
scumpă viața asta, ca să petreci nepăsător. E mult prea scumpă orice clipă, s-o lași să treacă fără spor. E mult prea scumpă orice clipă, s-o lași să treacă fără spor. Să poți uita și-n ceas măcar, e mult prea scumpă rugăciunea, să-i poți nesocoti vreun har. E mult prea scumpă rugăciunea, e mult prea scumpă adunarea, să nu faci totul pentru ea. E mult prea scumpă îmbrățișarea, să-ți pară vreo iertare grea. E mult prea scumpă răsplătirea, statorniciei la sfârșit, să-ți cercarea pe care
slava, statornicului legământ și pacea inimii și slava. Vă rog să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să dau citire textului din această seară, Luca, în capitolul 4, începând cu versetul 1 până la versetul 13, pagina 990. Deci Luca, în capitolul 4, versetul 1 până la 13. Și cuvântul Domnului spune în felul următor, ispitirea lui Iisus Hristos. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustiu, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile a flămânzit. Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietre acestea să se facă pâine. Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, înapoi a mea, Satano, este scris, să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, că ce este scris? El va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini, ca să nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Citit în această seară, un text pe care îl știm cu toții foarte bine, este vorba despre ispitirea Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus le spune Sfânta Scriptură că după ce a fost și s-a botezat, a fost dus în pustie, Duhul l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Și aici eu aș vrea să rămân la câteva cuvinte și aici spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut, acele zile a flămânzit. Iată-L că-L vedem pe Fiul lui Dumnezeu, pe Fiul Celui Atotputernic, pe Cel ce era la început cu Dumnezeu, pe Cel ce era Dumnezeu, pe Cel ce este Dumnezeu Atotputernic în veci, slăvit să fie numele Său. Iată că-L vedem pe Cel ce când poruncește, ceea ce poruncește El, ia ființă, că flămânzește. Vedem, frați și surori, că avem un Dumnezeu, avem pe Domnul Iisus, care a fost supus acelorlași slăbiciuni ca și noi. Și ne spune Sfânta Scriptură în 1 Timotei, ne spune că este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, slăvit să fie numele Domnului. Domnul Iisus a dus în ziua aceea, cu câteva zile înainte, a mers la Ioan Botezătorul și s-a dus să se boteze. Și Ioan Botezătorul i-a spus, Doamne,
Tu n-ai trebuință să fii botezat de mine, eu am trebuință să fiu botezat de tine. Și din punct de vedere biblic, Ioan Botezătorul avea toată dreptatea din lume. El avea nevoie să fie botezat de Domnul Iisus, nu Domnul Iisus de el. Domnul Iisus era deja cel sfânt, cel atotputernic. Domnul Iisus n-avea nevoie de botez. Dar prin faptul că Domnul Iisus s-a botezat, el a fost un exemplu pentru noi, s-a pus în rândul nostru. Prin faptul că Domnul Iisus a flămânzit, ne-a dat dovadă că și El a fost supus acelorași slăbiciuni ca și noi, dar fără păcat, slăvit să fie numele Domnului. Se spune într-o întâmplare că un evreu s-a dus la rabin și a spus: Rabi, ce să facă, băiatul meu s-a botezat. Și rabinul i-a spus: nu știu ce să faci, nu știu, nu știu că și-a meu s-a botezat. Și atunci i-a spus: dar Rabi, întreabă-l pe Iahve, întreabă-l pe Dumnezeu, ce să fac? Ce să facă? Uite, copilul meu, evreu născut în religia noastră, s-a botezat la creștin. Ce să facă? El s-a botezat. Și rabia a zis: cred că nici el n-are ce să facă, că și copilul lui s-a botezat. Slăvit să fie numele Domnului. Domnul Iisus s-a botezat și apoi a trecut să fie ispitit, ca să fie pus în rândul nostru, să fie supus acelorlași slăbiciuni ca și noi. Și avem un mare preot care ne înțelege și care, pe lângă faptul că este Dumnezeu, este și om. Slăvit să fie numele Domnului. Așa spune cuvântul Domnului. Că este un singur mijlocitor, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru noi. Și Domnul Iisus a fost dus acolo în pustie ca să fie ispitit. Și ne spune Sfânta Scriptură că a venit diavolul și l-a ispitit în toate felurile, în trei feluri. Ne zice Biblia aici că întâi s-a dus la el și a spus, este scris, i-a spus: dacă ești lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. În al doilea rând spune Sfânta Scriptură că l-a dus pe munte înalt, i-a arătat toate împărățiile pământului și i-a zis: îți voi da toată slava și toată slava acestor împărății, căci este mie dată. Și în al treilea rând ne spune Sfânta Scriptură că diavolul l-a dus acolo în templu, în Ierusalim, l-a pus pe muntele templului și a zis: aruncă-te, că ești fiul lui Dumnezeu, că e scris în Biblie, că o să te ocrotească, că ești fiul lui Dumnezeu. Frați și surori, ne spune Sfânta Scriptură aici în 1 Ioan, în capitolul 2, îmi vorbește Sfânta Scriptură despre lucrurile care sunt în lume. Diavolul, când s-a dus să-L ispitească pe Domnul Iisus, nu s-a dus cu altceva. S-a dus la Domnul Iisus să-L ispitească cu tot felul de lucruri, cu toate lucrurile care sunt în lume. Și ne spune Sfânta Scriptură, ne spune Apostolul Ioan aici, zice: nu iubiți lumea și nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și zice: căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudorășia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta îi trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Amin. Deci ce zice? Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții. Pofta firii pământești. Ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus a stat acolo 40 de zile și după 40 de zile a flămânzit. Pofta firii pământești. A venit diavolul cu ispita și a spus: poruncește pietrelor acelora să se facă pâine. Dar Domnul Iisus a fost tare și a rezistat aceste ispite. Doamne, dă-ne putere să fim și noi tari și să rezistăm ispitelor. Amin? Și, frați și surori, Domnul Iisus a rezistat ispitei. Să știți că și noi, lucrurile astea din lume vin și ne ispitești și pe noi în fiecare zi. Pofta firii pământești vine. Trebuie să fim tari, să rezistăm, că ne spune Biblia că nu există nicio ispită care să fie peste puterile noastre. Dar, frați și surori, există o ispită de care trebuie să fugim. Știți care e aia? Există o poftă de care trebuie să fugim. Este una cu care nu te poți lupta, oricât de tare ai fi, oricât de puternic ai fi, nu poți să reziști, de aia trebuie să fugi. Îl vedem pe Samson, ne spune Sfânta Scriptură că a fost cel mai puternic bărbat care a existat vreodată pe fața pământului. Și când s-a întâlnit cu pofta firii pământești, când s-a întâlnit cu poftele tinereții, el a crezut că e tare și a zis că luptă și s-a jucat cu Dalila. I-a spus odată, de două ori, de trei ori, cu șuvițele, s-a jucat, a zis că poate, că e puternic. Dar la urmă a căzut. Și zice Apostolul Pavel: fugiți, să fugi, îi spunea lui Timotei, de poftele tinereții care se războiesc cu trupul. Doamne, dă-ne înțelepciune, cu asta să nu ne jucăm, de asta să fugim. Slăvit să fie numele Domnului. În al doilea rând spune Sfânta Scriptură, pofta ochilor. Știți, Domnul Iisus a fost dus acolo pe un munte înalt, pe cel mai înalt munte, zice, și diavolul i-a arătat să vadă toate împărățiile. Și a spus: dacă o să te închin mie, toate împărățiile astea o să fie ale tale.
Acum, noi când ne gândim la pofta ochilor, poate ne referim la ce a văzut David, că David se plimba pe acolo, pe acoperișul casei și a văzut-o pe Batseba și a poftit. Dar, frați și surori, pofta ochilor se referă la ceva mai profund. Dacă deschidem paginile în Sfânta Scriptură în Genesa, o să găsim scris acolo la păcatul inițial, la cum a păcătuit omul. O să găsim scris că diavolul, în formă de șarpe, i-a spus femeii, mănâncă din pomul acesta. Și zice Biblia că femeia a văzut, așa spune acolo, femeia a văzut că pomul este de dorit. Era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat din el. Femeia s-a uitat la pomul cunoștinței, s-a uitat la acel rod și a văzut că e plăcut de privit, că e bun de mâncat și a văzut că deschide mintea. Pe de o parte a venit Dumnezeu și a spus, nu, din pomul ăsta nu ai voie să te atingi. Și pe de altă parte a venit pofta ochilor și femeia s-a uitat și a văzut că pomul ăla deschide mintea. Cu alte cuvinte, frați și surori, pofta ochilor nu este doar o poftă strict carnală. Pofta ochilor înseamnă să te uiți la un lucru, să te uiți la păcat, să-l vezi că e păcat și în același timp să te uiți și să vezi ce beneficii poate să-ți aducă acel păcat și totuși să întinzi mâna și să iei. Știi că e păcat, știi că nu-i voie, știi că nu-i îngăduit și întinzi mâna și iei. Ne spune Sfânta Scriptură că atunci când a fost luat Ierihonul, Dumnezeu le-a dat o poruncă, tot ce e în Ierihon să fie dat înspre nimicire. Și erau multe în Ierihon. Ierihonul era unul din cele mai vechi și este astăzi, cred că nu știu dacă e chiar cea mai veche cetate de pe fața pământului. Erau multe de luat. Și ne spune Sfânta Scriptură că din tot Israelul mulți au văzut lucruri pe care și le-au dorit. Mulți au fost ispitiți în ziua aceea, eu sunt convins că mulți au fost ispitiți. Dar în ziua aceea a fost unul pe care pofta ochilor l-a biruit și ne spune Sfânta Scriptură că s-a dus Acan. Și a văzut acolo o mantade și near, a văzut 200 de sicli de argint și o tablă de aur. Și zice, le-am văzut, le-am luat și le-a dus în cortul meu și le-am ascuns acolo sub podea. Și pentru acel fapt, frați și surori, au murit oameni. Pentru acel fapt, familia întreagă a lui Acan, împreună cu el, au murit. De ce? Pentru că au căzut la pofta ochilor. Doamne, ferește-ne de această poftă. Pofta ochilor, asta înseamnă să vezi păcatul, să știi că e rău, să știi că nu-i voie și totuși să-l faci. Știți că pe Saul Dumnezeu l-a trimis pe Saul să nimicească pe amaleciți. Și când s-a întors Saul de acolo, de la luptă, zice Samuel, s-a întâlnit cu el și Saul a zis, am păzit cuvântul Domnului, am făcut ce este bine. S-a dus cu justificări. Și Samuel a zis, dar ce se aude? Ce-i cu vuietul? Ce-i cu animalele alea? Ce-i behăitul ăla? Apoi am luat să aduc în cinstea Domnului, să aducem jertfe. Poporul a luat, nu eu. Știți, fraților, cu pofta ochilor vin justificările. Și vin și zici, da, domnule, dar au făcut și alții, de ce să nu fac așa? Am păcătuit și odată în asta. Mă rog, vă povestesc odată când am păcătuit asta, că am păcătuit de mai multe ori, spre rușinea mea o spun. Eram odată așa, da, Dumnezeu, că am avut un accident minor. M-a lovit cineva din spate, așa ușor, și mi-a lovit un pic bară, era un pic zgâriată, un pic întoarsă, așa, nu arăta aia prea bine. Și m-am dus cu mașina la un autoservice și acolo era un frate de-a nostru, bea pocăit. Eram la biserică, nu dau nume, era un frate de-a nostru și a venit la mine și a zis, mă, Vali, noi ți-o vopsim dacă vrei, dar eu cred că mai bine ai schimba-o cu totul. Păi am zis, atunci schimb-o cu totul. Dar zici, știi, dar nu știu dacă îți dă asigurarea, dar stai că vedem noi, facem noi cumva. Și îți dă asigurarea să o schimb cu totul. Și am zis, bine, fă-i. Bă, dar nu-s probleme, nu, stai liniștit, că la toată lumea facem așa. Nu, stai liniștit. Bă, dar sigur, nu. Nu era foarte ok ce-au făcut băieții ăștia. Bă, sigur. Și am dat pace. Mi-au reparat mașina, mi-au schimbat bara, schimbată cu totul. Eu am plecat un pic cu conștiința, mustrându-mă, dar înainte m-am gândit, domnule, o să am mașină ca nouă, o să fie bine, o să fie frumos. Am zis, na, hai că și alții fac. Mi-am găsit justificări. Hai că ăsta e de-a nostru, frate, dacă era ceva, dacă nu era după voia Domnului, sigur, nu făcea nici el. Mi-am găsit eu tot felul de justificări, așa, în capul meu. Știți ce s-a întâmplat? La o săptămână după ce a schimbat bara, a venit altul și m-a lovit din spate. Și am stat cu ea așa o lună, după care am agățat-o eu. Și a trebuit să mă duc și să o repar din banii mei și am dat mulți bani ca să o repar, să-mi repar bara. De ce?
pentru că a fost pofta ochilor, pentru că a fost păcatul, pentru că am știut că nu-i bine. Și a zis, da, Domnule, o fac, că rezultatul e bun. Să știți că nu e așa. Să știți că toate justificările pe care le găsim noi, când, în momentul în care trebuie să căutăm justificări când facem ceva, să știți că nu facem bine. Zice Biblia, feriți-vă de tot ce vi se pare rău. Doamne, dă-ne putere să fim așa. Și nu în ultimul rând, încheie aici cu lăudoroșia vieții. Pe Domnul Iisus spune Sfânta Scriptură că l-au dus acolo pe templu și a zis, nu, acum tu ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de pe templu, arată-te cine ești. Ești puternic, ești Fiul lui Dumnezeu. Dacă vrei, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, îi spunea oamenii când era Domnul Iisus pe cruce. Domnul Iisus, măcar că era Fiul, în smerenie a învățat să trăiască în ascultare, slăvit să fie numele Domnului, să învățăm să trăim și noi smeriți. Învățați de la mine, spunea Domnul Iisus, că eu sunt blând și însmerit cu inima. Și în încheiere, spune Sfânta Scriptură în 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 12 și 13, astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va gândui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Frați și surori, Domnul Iisus, la toate ispitele alea, s-a apărat cu cuvântul lui Dumnezeu. Și a spus, este scris, este scris. Știți ce zice psalmistul? Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Pe de o parte, știți, pentru lume ispita e normală. Pentru lume să cazi în ispită e ceva normal. Astea sunt valorile lumii. Pentru lume e bine să ai cât mai mult, să trăiești așa cum îți place, să ai un nume cât mai mare, să te lauzi tu, să te laude toată lumea. Dați drumul la radio și ascultați-i pe aia cât se laudă. Să vedeți cât se laudă. Toată lumea se laudă. Astea sunt numurile normale din lume. Dar nouă Dumnezeu ne-a cerut să nu fim așa, să nu cădem în ispitele astea. Și zice Biblia, împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți răbda. Pe de o parte, frați și surori, ca să rezistăm la ispită, avem cuvântul lui Dumnezeu. Și pe de altă parte, avem mijlocul pregătit de Dumnezeu să ieșim din ispită. Știți ce zice? Ne-a rugat toți Tatăl nostru la început. Spune acolo foarte frumos Domnul Iisus, ne-a învățat și ne-a spus, zice, și nu ne duce pe noi în ispită. Și în altă parte spune, și nu ne lăsa duși în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Și aici zice, astfel dar, cine crede că în picioare, că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Și vine rugăciunea și zice, nu ne lăsa duși în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Știți, frați și surori, în Tatăl nostru, noi recunoaștem când spune cuvintele astea, recunoaște și spune, Doamne, fără Tine, noi o să fim duși în ispită. Să nu ne bizuim pe puterile noastre. Să nu zicem, noi suntem tari, noi nu cădem, ci să facem așa cum ne-a învățat Domnul Iisus. Să ne rugăm și să-i spunem Domnului, Doamne, nu ne lăsa pe noi duși în ispită, ci pregătește mijlocul ăla pe care l-ai pregătit ca să ies din ispită. Dă-mi, Doamne, înțelepciune să știu să-l folosesc. Dă-mi, Doamne, înțelepciune să știu să ies din el. Rugăciunea Tatăl nostru, în versetele astea două, fraților, e o declarație. Și prin declarația asta spunem Domnului, Doamne, noi suntem slabi, noi suntem păcătoși, dar, Doamne, Tu ești tare. Tu cel ce ai trecut prin toate ispitele, Tu cel ce ne-ai spus îndrăzniți căci eu am biruit lumea, Doamne, dă-ne Tu putere să ieșim din ispite. Amin. Haideți să ne ridicăm pe picioare, iubiți frați și surori, și doresc în închinarea noastră din această seară, fiecare dintre noi să slujim înainte lui Dumnezeu cu darurile, ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat în timp ce tinerii laudă pe Domnul. Grupa mică, am înțeles în această seară, ei au program la grupă, Domnul să-i binecuvinteze, ei se vor retrage. Apoi, după cântarea tinerilor, doresc să mai continuăm câteva minute în închinare, în laudă înainte lui Dumnezeu și tinerii, fratele Beni, mai laudă pe Domnul cu o cântare. Apoi, sora Trăiestaru, am înțeles, care și-au o cântare, să laude pe Domnul. După această cântare și fratele Vali. Scor, frate Vali, 2-3 versete de cântare și apoi fratele Marcel ne va aduce mesajul din această dupămasă și spunem ca Dumnezeu să-L binecuvinteze și Dumnezeu să umple inimile noastre de bucuria cuvântului. Amin.
locurile, punctele amintite, fratele Benny, soratele Staru, fratele Vali și apoi ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Marcel. Amin. Thank you.
Slăvit să fie Domnul! De credem în Iisus cu inima curată, noi singuri nu suntem în lume niciodată. El e cu noi, El e cu noi, prin încercări și prin nevoi, Iisus este cu noi. De-i dăm cu adevărat viața noastră întreagă, El pururi ne va fi comoara cea mai dragă. El e cu noi, El e cu noi, prin încercări și prin nevoi, Iisus este cu noi. De-i ascultăm supus cuvântul sfânt prin lume, spre adâncimii de har mereu o să ne-ndrume. El e cu noi, El e cu noi, prin încercări și prin nevoi, Iisus este cu noi. Și toată slava Lui e a noastră moștenire, de rămânem în El statornici în iubire. El e cu noi, El e cu noi, prin încercări și prin nevoi, Iisus este cu noi. El e cu noi, El e cu noi, prin încercări și prin nevoi, Iisus este cu noi. Amin. Câtă vreme a trecut, câtă vreme a rămas, între noapte și zi, între drum și popas. Ne mințim zi de zi că am fost, că vom fi, și uităm mult prea des să mai fim. Vrem să avem cât mai mult, ca și cum nu am ști ce săraci lumea vom părăsi. Spune-mi de ce tot alegi, spune-mi ce vrei să culegi, pierzi rătăcina întregi în neștire. Mâine la capăt de drum, tu vei afla că oricum, fără Iisus, toate sunt amăgire. Spune-mi de ce tot alegi, spune-mi ce vrei să culegi, pierzi rătăcina întregi în neștire. Mâine la capăt de drum, tu vei afla că oricum, fără Iisus, toate sunt amăgire. Ce iluzii s-au dus, ce iluzii mai sunt,
clipele care trec ca o umbră pe drum. Alergăm după nori, alergăm după vânt și deschidem târziu pumnii goi. Vrem un nou început, însă timpul pierdut nu se întoarce nici când înapoi. Spune-mi de ce tot alegi, spune-mi ce vrei să culegi. Pierzi rătăcina întregi în neștire. Mâine la capăt de drum, tu vei afla că oricum, fără Iisus, toate sunt amăgire. Spune-mi de ce tot alergi, spune-mi ce vrei să culegi. Pierzi rătăcina întregi în neștire. Mâine la capăt de drum, tu vei afla că oricum, fără Iisus, toate sunt amăgire. Amin. Slăvit să fie Domnul! Este o mare bucurie, frați, surori, să fiu în această seară la Biserica Gosen. Și pentru că suntem la început de an, mă rog ca Domnul să binecuvinteze întreaga biserică. Amin. Și după cum Dumnezeu a avut în vedere Gosenul, acel ținut din Egipt, să fie plin de binecuvântări, îmi doresc ca binecuvântările cerului și ale pământului să fie din belșug peste voi. Amin. Și harul Domnului, într-un mod deosebit, să însuflețească inimile noastre și să fim mai aproape de Domnul în acest an. Domnul să ne ajute la aceasta. Iubita adunare, ispitirea Domnului Iisus Hristos este o lecție spirituală care ne privește pe fiecare dintre noi. Pentru că în ea se ascund câteva adevăruri și vom observa faptul că diavolul a încercat să se împotrivească Fiului lui Dumnezeu, a încercat să se împotrivească celui care era plin de Duhul Sfânt și a stat înaintea lui. Au trecut peste 2000 de ani și aș vrea astăzi să înțelegem câteva pericole cu care noi suntem confruntați. Pentru că dacă diavolul nu s-a sfidat să stea înaintea Fiului lui Dumnezeu, El va îndrăzni să te atace și pe tine și pe fiecare dintre noi. Și de aceea astăzi este atât de necesar să înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu ce avem de făcut. Oricât ar fi tehnica aceasta de avansată, frați și surori, nu se va descoperi niciodată un aparat care să te avertizeze că vine pericolul ispitelor. Eu l-aș numi un ispitometru. Ce frumos ar fi să-l bagi în priză și atunci când te urmărește diavolul să te avertizeze și să-ți spună, ai grijă, mai multă rugăciune, mai mult cuvânt al lui Dumnezeu să fie în inima ta. Dar iată că tehnica este neputincioasă în fața ispitelor. Însă, în această seară, aș vrea, cu ajutorul Domnului, să vă dau câteva repere exacte și să fim cu luare aminte la faptul că diavolul are metode să te urmărească și pe tine, pe mine, pe fiecare dintre noi. Dar în același timp, pe baza acestor repere exacte, noi să știm ce avem de făcut. Amin? Amin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Când diavolul te urmărește să te atace?
Acesta este tema și acesta este mesajul care aș vrea astăzi să îl prezint în această adunare a lui Hristos. În primul rând, frați și surori, diavolul te va urmări, va urmări să te atace atunci când ai o victorie spirituală. După o victorie spirituală, atunci el va încerca să vină înaintea ta. Priviți, vă rog, aici în cuvântul lui Dumnezeu, câte lucrări minunate s-au petrecut la Iordan. Pe când Domnul Iisus se ruga, s-au deschis cerurile. Duhul lui Dumnezeu în chip de porumbel s-a pogorât peste Domnul Iisus Hristos. S-a auzit vocea Tatălui acolo la Iordan care a spus: Tu ești Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Lucrări minunate, lucrări binecuvântate, supranaturale, prezența lui Dumnezeu a fost acolo. Succes spiritual, vor spune unii. Dar iată că după aceste lucrări, ispititorul a stat înaintea Domnului Iisus Hristos. Atunci când ai succes în slujire, când îți merge bine în afaceri, atunci când lucrurile acestea sunt atât de binecuvântate în viața noastră, să ai grijă, fratele meu, sora mea, că ispititorul poate să te urmărească și pe tine. Atunci ești tentat să o lași mai moale, să lași garda jos, să nu te mai rogi atât, să nu mai citești din cuvântul lui Dumnezeu. Atunci ești tentat să te încrezi în biruințele tale, în palmaresul tău, în victoriile tale spirituale. Și poți să cazi așa de ușor. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, în capitolul 16, cât de bucuros a fost apostolul Petru atunci când Domnul Iisus Hristos i s-a adresat, când a dat un răspuns așa de frumos pe drum înaintea ucenicilor și a spus: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Așa a spus Petru al nostru atunci când Domnul Iisus l-a întrebat: Cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Apoi Domnul Iisus Hristos îi spune în continuare: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Apoi s-a bucurat Petru și a spus, mă gândesc că a avut în vedere faptul că va primi cheile împărăției și ce va închide el pe pământ va fi închis și în ceruri, ce va dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Mult s-a bucurat Petru. Însă, după această stare de lucruri, după această bucurie, el nu a luat în considerare faptul că ispititorul este înaintea lui. Și pe același drum, aceeași persoană, Petru, este cel care vrea să-l dojenească pe Domnul Iisus Hristos și să-l împiedice să-și facă lucrarea mai departe, lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat și care prevedea, de fapt, moartea Domnului Iisus Hristos. Și se opune Domnului Iisus Hristos, crede că are acest drept. Și Domnul Iisus îi se adresează și spune: Înapoi a mea, Satano! Într-o clipă Petru a fost o stâncă și în următoarea clipă a fost o piatră de poticnire. El este cel care astăzi ne spune cât de vulnerabil suntem și noi în fața ispitelor. Frați și surori, când vom avea biruințe, când ne merge bine, când suntem copleșiți de binecuvântările Domnului, când vedem cerul deschis, când ne vorbește Dumnezeu într-un mod deosebit, nu lăsa garda jos. Nu lăsa rugăciunea pe locul 2. Nu lăsa casa lui Dumnezeu să nu fie o prioritate. Nu lăsa cititul din cuvântul lui Dumnezeu
pe alt plan, un plan mai secundar, ci este bine să înțelegem că avem de-a face cu ispititorul. Mai tare poate să ne atace, mai vulnerabil vom fi la atacurile lui și la armele lui. Și de aceea zic, Doamne, ajută-ne! Dă-ne putere, Doamne, să ne împotrivim și să fim cu toții cu luarea aminte la aceste atacuri și zic, Domnul să ne ajute la aceasta. Când ne urmărește Satan, frați și surori? Nu doar atunci când, după ce avem o victorie spirituală, dar diavolul te va urmări atunci când ești singur și când ești singura. Atunci el va îndrăzni să vină înaintea ta. Priviți, vă rog, în textul din Evanghelia după Matei. Domnul Iisus Hristos a fost singur, în pustie. N-a mai fost în discuție cu fariseii, cu învățătorii legii. N-a mai avut de-a face cu saducheii sau cu alții oameni ai legii, cu preoții. Nu a fost nimeni. N-au fost nici mulțimile ca să-l monitorizeze. N-au fost nici prieteni împrejurul lui. A fost singur în pustie. Și atunci l-a atacat diavolul. Și nu l-a atacat într-un mod așa pe nepregătite. A calculat din timp diavolul când să-l atace, când este singur. Știți când? Când a fost obosit, când a fost în starea aceasta de flămând, când a fost flămând, nu în prima zi, nici în a 39-a zi, după 40 de zile de veghere, după 40 de zile după ce a flămânzit, atunci, singur când a fost, diavolul a venit înaintea lui și a spus ca să facă lucrarea aceasta cu pâinile, cu pietrele, ca să se transforme în pâini. În această seară, cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează că atunci când ești singură sau singur, Satan poate să vină și în fața ta. Atunci când cei dragi ai tăi sunt plecați, atunci poate să-ți spună o voce, e singură. Îți pot oferi o pâine care să-ți hrănească ochii, mintea, inima, să te bucuri. Trupul tău are nevoie de aceste lucruri. Nu-ți închide viața, nu te vede nimeni. Fă lucrul acesta, o simplă accesare, un singur lucru. Nu te va cunoaște nimeni, dar fă lucrul acesta, că vei avea bucurie. Vei putea să ai o pâine câștigată mai ușor. De ce să treci, să treacă viața așa de ușor, să nu te bucuri de aceste plăceri? Va veni și dreptul tău, tinere. Va veni și dreptul tău care ești aici și te va ataca Satan pentru că lucrul acesta l-a făcut împotriva Domnului Iisus Hristos și nu se va sfii să te atace și pe tine. Puterea lui nu a slăbit anul trecut sau să nu crezi că el te va evita dacă vrei să duci o viață sinceră și curată cu Dumnezeu. Va veni și în dreptul tău, când ești singură și când ești singur. Ce bine ar fi, frați și surori, să înțelegem, să-i cerem Domnului, Doamne, dă-mi putere, ajută-mă, Doamne. Pentru că atunci când ești singură sau când cei dragi ai tăi nu sunt lângă tine, ești tentat să faci niște lucrări, dar atenție cu ce se hrănește mintea ta, cu ce se hrănesc ochii tăi, cu ce se hrănește inima ta. Atenție cum îți petreci timpul tău liber. Și zic, Domnul să ne dea putere, amin, să putem să facem lucrul acesta. Când te urmărește Satan, frați și surori? Vedeți? Sunt repere exacte din cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul care a venit înaintea Domnului Iisus cu aceleași lucruri
va veni și înaintea noastră, a fiecăruia. Și ne va urmări după victorii spirituale, după biruințe, după ce ne merge bine în unele aspecte ale vieții. Apoi ne va ataca atunci când suntem singuri. Dar în același timp, frați și surori, diavolul ne va urmări atunci când așteptăm un răspuns de la Domnul. Atunci, spune cuvântul Domnului în acest text, că l-a atacat și pe Domnul Iisus Hristos și a vrut să stea înaintea Lui. Urmăriți, frați și surori, ce s-a petrecut aici în episodul acesta al ispitirii din Evanghelia după Luca, din capitolul 4. Spune cuvântul lui Dumnezeu că diavolul a venit și în același timp era în așteptare Domnul Iisus Hristos ca să facă lucrările Domnului. Domnul Iisus Hristos urma, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 2, versetul 7, versetul 8, să primească moștenirea de la Domnul, să primească neamurile și în același timp marginile pământului erau ale lui. Dar Domnul urma Dumnezeu să-i dea acestea Domnului Iisus Hristos, însă înainte era suferință, înainte erau patimile, înainte era crucea, înainte erau Ghețimani, înainte era Golgota, era moartea Domnului Iisus, iar apoi era slava, iar apoi erau aceste moșteniri care urmau să fie date Domnului Iisus Hristos. Dar ce credeți că a făcut diavolul? A stat înaintea Domnului Iisus și i-a spus, tu poți să ai aceste lucruri, dar îți ofer o scurtătură. De ce trebuie să suferi? Toate marginile pământului, toată slava lumii, toată gloria, toate împărățiile acestea, ți le voi da, privește de pe acest munte înalt, ți le voi da toate ție, doar o simplă închinare. Toate ți le pot da. A vrut diavolul să-i scurteze așteptarea, să-i spună, acum și aici ți le voi da toate. Nu trebuie să aștepți. Pentru ce cruce? Pentru ce să mori? Pentru ce mai trebuie acești 3 ani și jumătate de slujire? Ți le pot acum toate ție, fără așteptare, doar o simplă închinare. Iubiți ascultători, este grea și apăsătoare așteptarea. Trebuie într-o societate care parcă ne marchează. Vrem totul la minut, vrem totul imediat. Avem toate lucrurile acestea, parcă societatea aceasta imprimă în noi să nu mai așteptăm. Nu mai avem răbdare. Vrem toate lucrurile să fie într-un mod instantaneu rezolvate. Dar Domnul îți cere răbdare, soră și frate. Și Domnul îți spune, promisiunile mele nu s-au îngropat anul trecut sau în urmă. Promisiunile Domnului se noiesc și sunt aceleași. Dragostea Domnului este aceeași. Îndurarea Domnului este aceeași. Dar Domnul nu vrea o pocăință cu scurtături. Domnul nu vrea o pocăință din aceasta ieftină. Dacă Domnul a fost cel care a luat crucea și a mers mai departe, ia-ți și tu crucea și mergi după Domnul Iisus Hristos. Dacă Domnul te-a chemat și vei trece printr-o suferință și Domnul îngăduie să stai într-o stare din aceasta, nu murmura, nu spune, Doamne, destul. Nu încerca să-i spui Domnului, Doamne, mai taie din crucea aceasta că nu pot să duc. Pentru că diavolul te va urmări, prietenul meu, atunci când răbdarea ta este parcă la capăt. Atunci când așteptarea ta este la capăt. Atunci când aștepți și tu un răspuns, atunci este gata să vină
și înaintea Ta. Doamne, dă-ne putere și aceasta. Dă-ne putere, Doamne, și mai mult decât atât, dă-ne Tu ajutor să fim mai răbdători anul acesta. Să fim mai împlinitori ai cuvântului Tău și chiar dacă vor veni încercări, suferință, necazuri, noi să nu murmurăm, ci să putem să stăm cu fruntea sus înaintea Domnului. Domnul să ne ajute la aceasta. Când te urmărește diavolul și când este această ispită în dreptul tău, te va urmări, frate și soră, și atunci când vei avea cea mai mare bucurie în viață, și atunci când binecuvântările Domnului sunt peste viața ta, atunci când ești singură, singur, așteaptă-te ca ispititorul să vină în viața ta. Așteaptă-te și atunci când aștepți un răspuns din partea Domnului, dar nu uita, diavolul te va urmări și în casa Domnului. Vedeți că în cuvântul Domnului spune că l-a dus la streașina templului. Nu s-a sfiit diavolul în locul sfânt, nu s-a sfiit în cetatea sfântă. Diavolul l-a dus pe Domnul Iisus Hristos acolo, pe streașina templului. I-a arătat și a prezentat din cuvântul Domnului. Nu este niciodată mai periculos diavolul decât atunci când este cu cuvântul lui Dumnezeu în mână sau cu cuvântul în gură. Atunci să ai grijă, prietenul meu, pentru că diavolul nu poate să spună tot adevărul. Ori va omite, ori va adăuga. Biblia diavolului este cu ștersături, cu tuș corector, cu adăugiri, cu omiteri. El nu poate să spună întreg adevărul. Priviți, vă rog, aici, în cuvântul lui Dumnezeu, aici, în episodul nostru din Luca, din capitolul 4, el spune, este scris, el va porunci îngerilor lui să te păzească. Dar citim în Psalmul 91, că mai este cuvântul lui Dumnezeu și continuă în toate căile tale. Dar diavolul nu a spus decât ce-i convine lui. A spus doar atât ca să-l poată să-l facă pe Domnul Iisus Hristos să răspundă la cerința lui. Și de aceea este periculos diavolul, pentru că poate să se strecoare cu haina evlaviei și cu cuvinte din acestea evlavioase și în dreptul tău și în dreptul nostru a fiecăruia. Cât de șiret și de viclean poate să fie diavolul. Dar în această seară, cuvântul Domnului ne atenționează și ne spune să fim încărcați cu cuvântul lui Dumnezeu. Să-l înfruntăm pe diavolul, pentru că numai în felul acesta poate să fugă de la noi. Chiar dacă vine cu o haină evlavioasă și cu cuvântul pe buze, noi trebuie să fim prevăzători și trebuie să răspundem cu aceeași autoritate cu care Domnul Iisus Hristos i-a răspuns. Domnul să ne-o dea aceasta și să ne întărească. Și în final, frați și surori, când va încerca diavolul și când va urmări să te atace? Diavolul va urmări să te atace atunci când începi un lucru mare pentru Domnul. Priviți, vă rog, ce s-a petrecut aici la Iordan. După ce a ieșit Domnul Iisus Hristos din apa Iordanului, după ce a fost plin de puterea Duhului Sfânt, în urma au fost 30 de ani de obscuritate. Așa puțin cunoaștem despre cei 30 de ani.
În urmă au fost 30 de ani care doar puțin nereferințe le avem din cuvântul lui Dumnezeu. Dar în față erau 3 ani în care Iisus Hristos urma să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu în cetăți, în sate, în cătune. Urma Domnul Iisus Hristos să-și facă lucrarea cu bolnavii, să vindece pe șchiopi, pe orbi, să învieze din morți, să aducă vestea bună mulțimilor. În urmă erau 30 de ani, dar în față erau 3 ani. Iar diavolul a vrut să bareze, să oprească lucrarea Fiului lui Dumnezeu. A vrut să o compromită de la început și atunci a ieșit înainte. A pus un plan atât de măreț al lui Dumnezeu pentru Fiul Său. Înainte era această lucrare pentru ca Iisus Hristos să fie jertfă, să fie Iisus Hristos o binecuvântare și să aducă mântuirea pentru tot pământul. Dar diavolul a vrut de la început să o compromită, să o oprească, să o bareze. Frați și surori, atunci când vrei să faci un lucru mare pentru Domnul, așteaptă-te ca ispititorul să vină și în dreptul tău. Atunci când Domnul are planuri mărețe cu viața ta, și ți-a spus lucrul acesta, te-a binecuvântat și te pregătește pentru lucrarea aceasta, atunci să știi că ispititorul cu armele lui va încerca să te oprească, să te compromită, să dai înapoi, să nu poți să faci, să nu te poți bucura de binecuvântările pe care Domnul vrea să ți le dea. Va încerca să te oprească prin tot felul de mijloace. Dar ce bine i-ar fi, asemenea Domnului Iisus Hristos, noi să putem să fim încărcați de cuvântul lui Dumnezeu și să mergem înainte. Chiar dacă înainte înseamnă luptă, chiar dacă înainte înseamnă încercări, chiar dacă înainte înseamnă dispreț din partea oamenilor, chiar dacă înainte înseamnă să mergem cu crucea și alții să se uite cu dispreț și cu bagiocură înaintea noastră. Noi să putem să fim asemenea Domnului Iisus Hristos. Doamne, dă-ne Tu puterea aceasta! Frați și surori, în această seară, cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează că nu este de glumit cu ispitele. Ispitele sunt o prezență în viața noastră spirituală. Dacă nu ai fost ispitit, așteaptă-te că vei fi ispitit. Dacă ai fost ispitit, așteaptă-te că diavolul va mai veni și în dreptul tău, încă o dată și încă o dată, așa cum a venit în dreptul Domnului Iisus Hristos. Nu numai aici în pustie, dar și în Cezarea lui Filip și mai departe. Așteaptă-te că el nu se lasă bătut cu una cu două. Așteaptă-te că el va încerca pe orice mijloc să îți compromită lucrările. De aceea este important pentru noi. Atunci când lucrurile în viață par așa ușor de mers, atunci când nu sunt văi de încercare, ci este șes și este atât de lin pământul, atunci să ai grijă că diavolul poate cu mai multă înverșunare să te atace. Atunci, după o victorie spirituală, el poate să se ridice împotriva ta. Sau când ești singură, când ești singur, când alții nu sunt în jurul tău. Atunci când ești tu într-o așteptare a unui răspuns din partea lui Dumnezeu, atunci când soluțiile care îți vin prin unele surse, îți dai seama că nu sunt după voia lui Dumnezeu, atunci să știi că diavolul va veni și în dreptul tău. Atunci când, așa cum am spus, frați și surori, ești în casa lui Dumnezeu, să știi că diavolul poate să te atace și nu se lasă bătut. Va încerca în toate formele să te facă să te abați de la cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când vrei să începi un lucru mare și măreț pentru Domnul și frumos,
Poate ai făcut niște juruințe Domnului și ai spus, Doamne, anul acesta vreau altfel să fiu pentru Tine. Să nu crezi că diavolul se va culca și te va lăsa să îți faci lucrarea așa cum ai crede tu. Vei avea multă împotrivire, dar nu te lăsa. Domnul să ne binecuvinteze, frați și surori, să ne întărească în ispită. Ca, așa cum spune cuvântul Domnului, nu doar plin de Duhul Sfânt să fim, ci în puterea Duhului Sfânt. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Iubiți frate și surori, doresc să încheiem seara aceasta binecuvântată înainte de Dumnezeu și cuvântul și pasajul acesta din Sfântul Cuvânt al Dumnezeu, cred că valabil pentru fiecare în parte, cred că valabil pentru fiecare în orice domeniu am activa, pentru bărbați, pentru femei, pentru tineri, pentru bătrâni. De aceea dorim ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne păzească de ispite. Vreau să închei cu o cântare care spune așa de frumos, aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca Tine, în privegia mea pe acest pământ, de atâtea ori când grea, ispita vine. S-o biruiesc prin Sfântul Tău cuvânt. De dimineață ni se prezenta aici ce important este să știi cuvântul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta vedem pentru ce este important să știi cuvântul lui Dumnezeu, ca să poți să biruiești ispitele. Haideți să ne ridicăm pe picioare, cântăm această cântare și apoi mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta, mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul pe care l-am petrecut aici în închinare și plecăm fiecare dintre noi încredințați înainte lui Dumnezeu. Niciodată n-am obișnuit și n-am auzit în vreo biserică să anunțe vreun slujitor să se prezinte fiecare în față cu ispitele de care a avut parte în săptămâna trecută sau în anul care a trecut. Dar cu siguranță fiecare dintre noi le avem. Uneori ne este rușine în modul în care ne ispitește diavolul. Însă iată, Dumnezeu Tatăl nu i-a fost rușine să ne prezinte ispitele prin care a trecut Domnul Iisus Hristos ca să ne fie de învățătură nouă astăzi. De aceea, ori de câte ori trecem prin astfel de situații, să ne gândim la Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Haideți să ne închinăm prin cântare. Aș vrea, Iisuse, să fiu ca Tine, în privegia mea pe acest pământ. Ia oricând grea ispita vine,
Această rugăciune, potrivit cu mesajul din această dupămasă, să știți că cele mai multe lupte pe care le ducem, de fapt, le pierdem cu noi înșine. De cele mai multe ori știm să ne luptăm cu ceilalți, știm să ne păzim de rău, însă de cele mai multe ori luptele pe care le pierdem sunt cu mine. De cele mai multe ori mă văd înfrânt, pentru că diavolul știe cum să ne ispitească. Vreau în această seară, în această rugăciune, să cerem înainte lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Dumnezeu să ne dea discernământ. Vreau să exemplific lucrul acesta și apoi intrăm la rugăciune. Să știți, pentru foarte mulți dintre noi, știi una dintre marile ispite, știți care este? Frigiderul. Frigiderul e mare ispita. Mai ales dacă și știi ce e în el. Avem o mătușă. Îmi povestea soția cu ceva ani în urmă, a început să ia proporții și se tot lupta să nu mai mănânce. Și la un moment dat, ce i-a venit în minte? Și-a făcut o poză și-a lipit-o pe frigider. Și ori de câte ori mergea să deschidă frigiderul, prima dată vedea poza și nu-l mai deschidea. Dragii mei, puțin hazliu, însă să știți că ne trebuie o poză cu Domnul Iisus Hristos. Amin. Atunci când vin ispite în fața noastră, să ai o astfel de poză, să ai imaginea Domnului Iisus Hristos. El este modelul nostru, El este biruitorul, Cel care a biruit, slăvit să-i fie numele. Haideți să ne rugăm în această seară ca Dumnezeu să ne dea putere, înțelepciune, să putem să biruim ispitele. Diavolul nu caută altceva decât să ne distrugă viața, familia, să-ți distrugă inima și să-ți distrugă veșnicia prin ispitele de aici, de pe pământ. Dumnezeu să ne întărească și Dumnezeu să dea biruință. Amin. Ne închinăm Domnului. Venim să-ți mulțumim, Tată, în această seară, pentru biruința, Doamne Dumnezeule, pe care Tu ne-ai adus-o. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru părtășia deosebită. Îți mulțumim pentru harul deosebit și îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru bucuria pe care ne-ai pus-o înainte. Seara aceasta și timpul acesta în care, Doamne Dumnezeu, Tu ai vorbit fiecăruia dintre noi. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeu, pentru că Tu ești biruitor. Ai trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să ne arată această cale deosebită spre biruință prin ispită. Îți mulțumim în această seară pentru avertismentele frumoase pe care le-ai adus. Adeseori am crezut că suntem puternici. Adeseori am crezut, Doamne Dumnezeu, că suntem de neînvins, că suntem de neînfrânt. Să, Doamne, am înțeles că suntem uneori așa de slabi. Dacă nu știm să rămânem în ascultare și în supunere de cuvântul Tău și sub protecția Ta, în această seară îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, în toate aceste lucruri Tu ești Dumnezeul care porți de grijă, e Dumnezeu care ești cu noi în fiecare zi. Binecuvântat și lăudat să fie numele Tău, Sfânt și Mare. Îți mulțumim în sensul acesta și ne rugăm, Doamne Dumnezeule,
te varsă pacea ta, binecuvântarea ta. Arătă-o deosebit peste fiecare dintre noi. Întreaga adunare, mă rog, în această seară, începând de la tineri, copilași, adolescenți, familiști, Doamne Dumnezeu, cei în vârstă, păzește-ne și ocrotește-ne. Pacea și binecuvântarea ta să fie să rămână fiecare inimă și în numele Tău cel Sfânt, cu binecuvântare. Ne rugăm și spunem, Doamne Dumnezeu, ne varsă harul Tău cel minunat și binecuvântarea Ta cea sfântă. Și ne rugăm, Doamne Tată, Dumnezeu din cer, ne rugăm înainte Ta și Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pacea Ta și binecuvântarea sfântă, să fie și să rămâne cu noi cu toți. Glorie și laudă numele Tău cel Sfânt. Mulțumim în această seară. Ne închidăm și Îți binecuvântăm numele și binecuvântarea Ta cea sfântă să fie cu fiecare dintre noi. Glorificat și laudat să fie numele Tău cel Sfânt. Tatăl nostru Ceresc, Dumnezeu nostru, Doamne Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Îți mulțumim pentru toate în veci de veci. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, toți cei care în această seară am fost împreună la închinare, cred că și în această rugăciune mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul acesta binecuvântat pe care l-am petrecut aici, în casa de rugăciune a lui Dumnezeu. Cred că a fost o hrană binecuvântată pentru sufletele noastre. Dumnezeu ne-a binecuvântat ca să fim atenți în săptămâna care ne stă înainte și obișnuiesc să spun lucrul acesta. Eu cred din toată inima căci mesajele care vin de aici, de la altarul casei Domnului, Dumnezeu are în vedere pregătirea noastră pentru săptămâna care ne stă înainte. Și joi după masă, eu cred că Dumnezeu o să aibă un mesaj special pentru sfârșitul de săptămână și apoi duminica viitoare pentru încă o săptămână. Și tot așa Dumnezeu ne călăuzește săptămână de săptămână, slăvit să fie numele Lui. Doresc să aveți o săptămână binecuvântată, toți cei care sunteți în diferite activități, la serviciu, cei care sunteți la școală, Dumnezeu să binecuvinteze copilașii la grădiniță, cei care sunt în diferite structuri de învățământ, Dumnezeu să le dea sănătate, putere, să păzească copilașii noștri, iar apoi peste săptămână, toți cei care aveți posibilitatea, marți după masă, joi de după masă și apoi din nou duminică la închinare în casa Domnului. Sub paza și ocrutirea Tatălui Ceresc, doresc să ne despărțim din casa de rugăciune, nu înainte de a mulțumi fraților care au fost împreună cu noi în această seară, fratele Beni împreună cu tinerii, fratele Vali, fratele Marcel Codreanu, Domnul să-i binecuvinteze, să le răsplătească pentru că și-a rupt din timpul lor să fie împreună cu noi la închinare în această seară. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.